tu nu a explicat, ai avut două intervenții, amândouă penibile și nu a explicat nici până acum, nici până acum poporul român, dumneavoastră, de ce l-a demis. Deci nu poți să provoci o asemenea criză și să vorbești la prânz că încrederea în, în instituție, ceva aluzie și să ne îndemn să ne vaccinăm și în seara asta că să ne anunțe că l au fost numite interimari. Încă o dată, omul acesta împreună cu Claus, bat joc de poporul român. Nu poți să provoci o asemenea criză și să ne spui o poveste. Nu știu, l-am demis că nu mi-a plăcut ochii. lui. dar chiar asta înseamnă că de fapt nu l-a demis Florin Câțu. Că de fapt florin Câțu a executat un ordin nu, nu a făcut făcea el crize de... Nu, a executat un ordine, adică a fost chiar a primit bila la Cotroceni cu demiterea celor doi și ca dovadă că e faptul că imediat clauzul nu s-a gândit, că putea să mai gândească și așa a apărut în monitor oficial. Deci interesul numărul unu era revocarea acestui ordin. De ce? Păi este foarte simplu, așa cum arăta încă o dată un video, cu arăta domnul Jurma, text la Mare dacă vă uitați, ce prevedea acest ordin? Până acum, șmecheria penelisto-iohanisto-securistă era următoarea. Singurul criteriu de carantinare, de luat măsuri de protecție sanitară, era numărul de infectări numărul de infectări depindea de testări. Uite că și rimea. Și aia de la George nu făceau testări. Nu făceau testări, erau pe verde. Cei de la Francia. Ne făcând testări, nu, nu sunt, sunt, pe verde, sunt pe verde, au deschise moluri restaurate în afara de purtatul măștii și o concesie națională, ei o duc bine toți acești baroni locali bănuiesc că au făcut presiuni și au zis, bă, cum bă? Deci, în momentul în care acest ordin făcea ordine de noi fiori și atunci era obligat și vasului Franța, Turcia, unde sunt baronii uh, peneliși, să intre, să poate să intre în carantină. Uh, acest ordin corect, corect în condițiile în care același guvern ne spune că e jale. Deci același guvern spune că l-au Foișor, ba chiar și, cum a zis, domnul Florin câtul, când a ieșit el în deschidere să-l anunțe că a venit Raed Arafa și că țin o conferință de presă, în unde ne-a vorbit despre țepi, șuruburi, sârme și baloane, ne-a spus că e o a explicat morții morții de la Babi și prin faptul că e presiune. Așa a zis Domnul, e o presiune extra, Păi dacă e presiune extraordinară, de ce trei sferturi din țară o bănchetuiește și câteva orașe unde nenorociții fac testercă. că așa au învățat ei, sunt în carantină. Bun. Deci asta a fost una din cauze. Deci era ideea de a revoca ordinul. Pentru că, repet, dacă ordinul, dacă supărarea ar fi fost că ordinul nu a trecut și pe la el și mai ales pe la Rai dar Arafat, îl păstra. Bă, ordinul e bun? Nu. Deci ordinul nu era bun. Deci noi... Tot acest ordin a intrat în conflict cu politica lui Claus Johanes. Politica adoptată de Claus Johannes este, domnule, noi, la noi e bine, nu avem nicio problemă, nici nu vă mai spălați pe mâini, nu facem, ne relaxăm și de pat și de ăla, așa. Problema este de ce, bun, de ce trebuia așa de repede. Cred, că, de deci, ce încă o dată, Florin nu are nicio treabă. El le ca de obicei, ui să spun, bă, te duci și de premier, premier străiți, te duci și vii și îl dai afară pe ăla. Nu îl de afară, că altfel dă de afară. Nu, domnule, s-a enervat. Păi dacă se a enervat, spune azi. Păi, oameni buni, eu l-am dat afară pentru că mi se pare inadmisibil ca premierul să nu știe de un ordin. Nu! Nu a zis nimic și a revocat ordinul. Doi. Uh, Florin, deci tot a pornit de la să vedem de la Iohannis. Deci, aseară, eu am fost atent, aseară, după ce a apărut acel ordin, s-a dezvoltat. La antena 3, cu esterie ieșită din comun, dar și pe site-urile religioase, ne carantinează Bucureștiu. Ne carantinează Bucureștiu, ne carantinează Bucureștiu, da? Și ne paștele și probabil că dimineață băieții de la serviciu care de mult vor să scape de Voiculescu s-au dus și a zis sau avem semnale că această chestie va trăni turburări, că o să iasă aur în stradă și popii o să iasă cu cădelnița și gata. Și probabil a fost un lucru. Pentru că dacă există vreun dușman al lui Voiculescu, habar n-am spus, n-am nicio treabă cu ei, ei sunt servicii. Voiculescu a făcut Două mari greșeli pentru ei. I-a dat de gol că și-au făcut ei generale din instituțiile de forță. SRI, CSPP, doi și un sfert, armată, poliție, niște centre proprii de vaccinare unde s-au vaccinat ei cu neamurile, cu cumnatele și ibovnicile lor. Cum se vaccineze cu poporul, cum se vaccineze ei cu mine locotenent. Ei sunt general. Da? Așa. Nu știți ce înseamnă să fii general. Și, la apucat de acum câteva zile, Uite ce spune el. Eu cred că asta. Că ăsta. Deci, la ora actuală, noi avem niște spitale policlinici cu circuit închis, ale SRI. Și am înțeles, nu știu, SPP, toți ăștia au câte în spital și policlinic. Nu se poate, adică cum, adică mă, ofițerul SRI, nu se poate. A, pe el când îl doare burta, burta lui e burtă de ofițer SRI, el apără patria. Acum, adică, de ce să stea și el cu policlinică normală? Am supus în Ministerul Sănătății, este secret. Pentru că dacă el se duce, că se cufurește, acolo, ca ul spionii, vor afla că el se cufurește și dacă se cufurește un ofițer de la SRI, dacă e și general și află că ul patria noastră se dărâmă, că nu mai apără ofițerul SRI. -ul. El trebuie să aibă circuit închis, nu se poate. Hai, domnule, am auzit asta să tot până în gât. Și de la securitate, și de la SRI, domnule, noi, din știți, ne pândesc forțe străine, au, oh, ruși, nu le pândește nimeni. Din când în când descoperă câte un din ăla, teroristul un slab. Te-am zis. Bun. Repet, încă o dată, axiomă și o tot repet. Între mine și Dan Barna, Cioloș, USR Plus, e o distanță cosmică. Nu am nicio treabă cu ei, nu mă înțeleg cu ei. Da, nu pot să fiu atât de tâmpit și să nu văd că împotriva lui ăsta pornise o campanie mai rea decât împotriva lui Dragnea. Că și la Dragnea, băi bă, ce făcea, orice, dacă Dragnea punea pantofi galben, de ce și-a pus pantofi galben? Dacă Dragnea nu avea cravată, de ce nu are cravată? Aha, aha ce mă rog? Așa și la ăsta, bă, ajunsese orice. Ajunsese să-i pun în seamă și babeș. Când acolo era nenea, Arafat. El era cu tirul. Ați a trecut povestea cu tirul. Gata, nu mă interesează nimic cum a luat el tirul din Turcia, dacă a luat comision, dacă n-a luat, de deci ce a luat din Turcia, cu cine a luat, unde bani. Nu, no, gata, s-a terminat, a murit aia trei, s-a uitat asta. Bun. Uh, cum se va încheia? Eu nu cred că USR plus de înapoi. Domnul Tudorache a confirmat și ce știam că au fost conducerile lor care au decis. Și eu nu văd cum scapă cât. Nu văd, da. Adică dacă USR Plus dă înapoi, cum se dă înapoi? Adică nu văd motivul. Când ei au, acum au anunțat că nici nu discută, da? Vine tilișca și spune Ah, sunt sub puterea emoției, n-a nimic, da? Între noi fie vorba și Ludovic Orban are interes să scape de Câțu, dacă te-o în PNL acum e o bătălie. Rare și echipa lui care e și cu boc și care îl sprijină pe Câțu la prezidenția PNL, își dau seama că dacă ăsta nu mai e premier, s-a terminat, că dacă nu mai e premier, câți ce mai fi, mă, dacă nu e premier? Ah, mi-a stricat rubrica, Câțu mâțu. Că nu pot să mai zic mâțul, că dacă nu mai e premier, poate că dacă nu mai e premier, să fac niște mișcări și din se întoarce și ministrul finanțelor, sau poate vicepremier, sau poate rămâne la sănătate. Ce părere aveți? Pă, cât sunt la sănătate? Măcar în Deci asta este situația unea. Eu nu cred că se rezolvă această criză așa de repede și iau, domnule, am un nebunie. Une mă duc, domnule, și o să fie chemați la Iohannis. Dacă nu fi chemat la Iohannis, și am întrebat pe Cristache, domnule, dar cine oare? Domnul, e președintele României. Știu că e președintele României și președintele electoratului USR Plus. Păi nu, că el are procurori. Ai, ai. Avea. Acum ce procurori? Vedeți cum, cum pleacă ăia din completul negru care i-au dat oră că dispul ăla l-au arestat, l-au condamnat pe avocat? Cine care este tâmpitul, după ce a văzut cea, că cu udrea intră la pușcărie și și fata lui Băsescu, cine se poate Că vă imaginați, deci spuneam lui Cristache și Livii Șermană seara asta, că după ce am plecat de mișină, bă, cine și imagina prin 2010 că Elena, nu Elena Uda, oh, Elena Udă va face pușcărie din cauza lui Traian Băsescu pentru a... Părea invincibil, părea beton. Uite că e riscul să facă. Și atunci toți ciumeții de acum, procurori, judecători, procurori, bă, eu fac o porcărie, da? Și dacă ăsta pleacă în 2024 și vine un altul îi fac pușcării. De ce să fac? care e afacerea? Mai degrabă, o oră a lui Ionus Matei, să, cum să zic, se pensionează. Asta este ce s-a întâmplat de la ora 4. Cine vreți să vedeți ansamblu, ansamblu, adică toată povestea acestei crize politice, uitați-vă la înregistrarea de la ora 4, care este tot pe site. Mulțumesc, la revedere!